Municipiul Medeaș primește bani europeni pentru renovarea energetică a mai multor blocuri de locuințe. Este vorba despre 5 blocuri din cartierele Gura Câmpului, Vasea și Gloria. Valoarea totală a acestora este de aproximativ 17 milioane de lei. Zilele trecute, primarul Gheorghe Roman a fost prezent în București la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, unde a semnat cele două contracte finanțate cu bani europeni. La sfârșitul săptămânii trecute, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, au fost semnate de către primarul municipiului Medeaș, domnul Gheorghe Roman, două contracte de finanțare aferente proiectului Renovare Energetică Moderată a blocurilor de locuințe situate în municipiul Medeaș. Proiectul se va derula în cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliență, componenta C5, valul renovării, axa 1, schema de granturi, pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale și beneficiază de o finanțare de aproximativ 17 milioane de lei. În mod concret, 5 blocuri din municipiul nostru, situate pe străzile Govora numărul 4, 1 decembrie numărul 22, George Topârceanu numărul 12, Geologiei numărul 3 și Clujului numărul 10, vor beneficia, printre altele, de izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei cu una performantă energetic, înlocuirea ușilor de la intrare de la casa scării, precum și înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne, utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED și utilizarea senzorilor de prezență pentru spațiile de circulație, acolo unde este cazul. În luna decembrie anului trecut, conducerea primăriei Medeaș a semnat un alt contract în valoare de peste 15 milioane de lei pentru reabilitarea energetică a clădirii administrative din piața Corneliu Coposu.